Continuăm cursul MQTT și Internet of Things, iar în această a doua lecție discutăm despre arhitectura protocolului, concentrându-ne pe modelul Publish-Subscribe. Acest model prescurtat PubSub este tehnica utilizată de MQTT pentru sistemul său de comunicații. Spre deosebire de alte protocoale, cum ar fi HTTP, care folosește modelul tradițional client-server, cunoscut în practică sub denumirea de Request-Response, MQTT adoptă o abordare diferită. Pentru a înțelege această tehnică, să explicăm pe scurt protocolul tradițional client-server mai întâi. Avem un client și un server. Clientul face o cerere către server pentru a primi date, iar serverul îi oferă datele solicitate. De exemplu, dacă deschideți browserul și introduceți adresa google.com, browserul trimite cererea către server, iar serverul va returna un răspuns. În MQTT folosim o tehnică diferită numită Publish-Subscribe. În acest model există trei componente. Un client care publică date, un broker care reprezintă punctul central sau inima sistemului și unul sau mai mult subscriber care se abonează la datele publicate. Brokerul este nucleul acestui sistem. Aici sistemul este decuplat, de exemplu clientul trimite date către broker, iar brokerul le transmite doar celor care sunt interesați. Acești subscriber pot fi la rândul lor și publisher, adică avem o comunicare bidirecțională. Această infrastructură oferă mai multe avantaje, deoarece sistemul este complet decuplat, clienții sunt de asemenea decuplat spațial, înseamnă că publisherul și subscriberul nu trebuie să fie neapărat în aceeași încăpere, rețea sau zonă de timp. De asemenea, există o decuplare în timp, ceea ce înseamnă că dacă un publisher trimite date către broker, subscriberul poate fi chiar offline. Brokerul este capabil să placeze mesajul în coadă și să livreze când subscriberul este din nou online. Cu alte cuvinte, producătorul de date și consumatorul de date sunt complet izolați, decuplați. O altă caracteristică importantă este că acestea sunt componentele în această infrastructură sunt decuplate asincron. Ceea ce înseamnă că publisher și subscriber nu trebuie să se aștepte unul după celălalt pentru a livra sau a consuma datele. Avantajul acestui model este scalabilitatea. Comparativ cu modelul tradițional client-server, aici avem o scalabilitate mult mai eficientă. Brokerul poate fi gestionat separat, într-un cluster sau cloud și putem chiar avea mai mulți brokeri care împreună formează logic un broker virtual. Deoarece un singur broker este vulnerabil la ceea ce se numește SPOF, adică Single Point of Failure, adică un punct unic de eșec, în sistemele de comunicații industriale, profesionale, se recurge la metoda de a avea mai mulți brokeri într-un cloud. În cazul în care un broker eșuează, din diverse motive, un alt broker poate prelua sarcinile celui care are probleme, asigurând astfel continuitatea și stabilitatea sistemului. Aici mă opresc chiar în lecția următoare, continuăm. Totuși, în încheiere, vreau să vă ofer o analogie pentru întreaga infrastructură. Ce este, de fapt, acest MQTT broker cu subscriber cu publisher? MQTT broker este ca oficiul poștal care gestionează toate mesajele. Clientul, care publică, este ca o persoană care trimite o scrisoare. El pune scrisoarea în cutia poștală, specificând adresa destinatarului, care este de fapt un topic. O să discutăm despre asta într-un alt video. Topicul este ca o adresă de pe scrisoare. Aceasta indică unde ar trebui să ajungă mesajul. Clientul, care se abonează, este ca o persoană care așteaptă o scrisoare. El verifică regulat dacă a primit ceva corespondență la adresa specificată. Când scrisoarea ajunge la oficiul poștal, brokerul adică, oficiul poștal distribuie scrisoarea tuturor celor care sunt abonați la adresa respectivă. Astfel, brokerul MQTT asigură că mesajele, adică scrisorile, ajung la toți destinatarii care sunt interesați de un anumit subiect, ca
care este topic și o să discutăm despre topic într-o lecție viitoare. Numai bine, ceau!